Salutare tuturor, sunt eu, Andra, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi ne pregătim de vară. Prima dată vreau să vă anunț că am reluat masajul uscat. Este un masaj pe care eu îl fac cu această perie. Cred că v-am arătat-o eu într-un videoclip cu obsesii. În fine, este o perie care are acești peri care sunt făcuți din material natural. Are și chestia aici care ajută foarte mult, banda asta roz, pentru a-ți face masaj uscat pe corp. Și am renunțat pe parcursul iernii pentru că mie mi-este foarte frig și iarna cu precădere, așa că nu prea am mai avut ocazii în care să petrec timp înainte de duș și să stau și să răcesc înainte de baie făcând un masaj uscat. Ideal ar fi să luăm și pauză, ce-i drept că nimic în exces nu este bun, dar să o folosim și pe parcursul iernii. Am încercat eu, nu mi-a ieșit, însă cum a dat căldura am început să o folosesc. Este o perie pentru masaj uscat, face pielea foarte fină, îndepărtează celulele moarte. Atenție și ce presiune aplicați. Dacă dați un search pe Google, cu siguranță veți găsi modalități în care să o folosiți. Eu doar vă readuc în atenție și vă spun că poate să fie o pregătire foarte bună pentru pielea de plajă, să te exfoliezi și să pui și limfa în mișcare. Masajul se face de jos în sus, nu știu dacă v-am spus, dar mai multe aflați voi dacă este să căutați pe Google. Nu insist aici pentru că nu este mare filozofie. Cred că dacă aveți o perie din asta în mână și v-am spus că trebuie să faceți masajul de sus în jos, din instinct vă vine ce trebuie să faceți. Insistați în zonele unde aveți pielea poate mai uscată sau mai groasă, depinde de părțile corpului și de fiecare individ, evident. Primul pe care vreau să vi-l aduc în atenție a fost acest produs, peria din lemn cu perii ăștia care sunt din ceva natural, nu știu exact din ce, nu știu, dar este foarte utilă și foarte bună. Și pentru că trebuie să ne hidratăm după ce am folosit peria, am găsit ceva extraordinar care merge foarte bine pe timpul verii. Cel puțin eu vara nu vreau să mai îmi aplic un strat foarte gros de cremă sau de uleiuri, chiar dacă sunt foarte hidratante. Nu vreau să mai am încă un strat lipicios pe corp și am descoperit un lucru foarte interesant și este vorba despre această vaselină lichidă. Voi știți că eu am o slăbiciune, sau vă spun eu, dacă nu știți, că eu am o slăbiciune pentru vaselină, o folosesc în special pentru buze. Tot timpul anului, dacă aveți buze uscate sau dacă vreți să vă hidratați super intens unele părți ale corpului, căutați vaselina cosmetică, evident, și o să vă ajute. Dar am găsit acest spray cu vaselină. Foarte util, foarte surprinzător că există așa ceva. Și dacă există în România produsul, o să vă las link în descriere. Indiferent unde îl găsesc, vă las link acolo. Dacă nu, eu l-am luat de aici, din Belgia, pentru cine are PharmaLine, pentru că știu că farmacia asta online există în mai multe țări din Europa. Pentru cine are PharmaLine, acolo o găsiți. Și ideea este foarte simplă. Pur și simplu este ca un deodorant. Așa se aplică. Nu știu dacă vedeți voi. Mare lucru nu e de văzut. Dar ideea este că este pur și simplu ca o apă. Poate o apă un pic mai grosișoară, dar este ideală, intră foarte repede în piele și pentru că este sub formă de spray, când te dai pe corp, atunci își face ea cu adevărat magia. Eu aici am dat și pe lângă, pentru că am folosit-o doar pe mâini, dar dacă este să o dați pe corp, foarte bine se distribuie și imediat, adică imediat intră în piele și ai impresia că te-ai dat cu o cremă foarte, foarte groasă, foarte hidratantă, dar de fapt este, v-am spus,
apoasă această consistență și chiar hidratează și pentru cuticule, și pentru mâini, și pentru ce vreți voi. Nu știam că există așa ceva până acum. Spuneți-mi dacă voi știați, sunt tare curioasă dacă știați de lucrul acesta și dacă mai știți alte mărci. Asta este chiar de la vaselin. Dar dacă mai știți voi altceva care să fie ceva de genul, vă rog să-mi spuneți. Dacă nu știți, uitați că v-am adus eu lucrul acesta în atenție. Și am terminat și cu acest produs. Mai departe ne îndreptăm către protecția solară. Vreți? Știu. Probabil că deja toată lumea este suprasaturată de această recomandare de a purta SPF pe timpul verii, de a proteja de soare. Trebuie să facem și lucrul acesta. Și partea bună este că există și niște produse foarte bune pe piață și eu vreau să vă recomand două. Prima este cea de la Roche-Posay și se numește Antelios Age Correct. Am văzut-o în mai multe locuri, la mai multe fete pe Instagram. Eu o recomand și o recomand pentru că este în primul rând o cremă hidratantă foarte bună, da, ați auzit bine, deși ea este recomandată să fie aplicată după crema hidratantă obișnuită și sigur puteți să faceți acest lucru fără nicio problemă, eu așa fac de cele mai multe ori, dar sunt toți când o aplic pur și simplu direct și este suficient și lucrul care îmi place cel mai mult și cel mai mult este că poate fi folosită sub machiaj. Nu mișcă machiajul, nu te deranjează cu absolut nimic, doar te ajută. Îmi place, nu știu cum ar acționa dacă m-aș da cu ea când filmez, presupun că ar reflecta totuși lumina, nu știu, s-ar putea să vorbesc prostii, dar pentru fiecare zi este o cremă extraordinară, mie îmi place foarte mult, are și pompiță, până la urmă ce ne mai dorim. Are și puțin miros. O să vedeți că dacă o pun în... acum o să fiu super hidratată pe mâini. M-am dat și cu vaselin, dar știți că eu nu pot să mă abțin. Dacă aș putea să mă abțin, n-aș mai fi eu. Vedeți că a intrat. Nici o urmă albă, nici un rezidu care să nu facă plăcere. Am vrut să vă spun ceva, dar am uitat. Lăsați-mă să-mi aduc aminte, pentru că am impresia că era ceva important și era în legătură cu crema asta. Spuneam că are pompiță și că, asta vreau să vă spun, are și un miros subtil, este ușor parfumată. Am impresia că m-am uitat eu la ingrediente când am avut ambalajul și parfumul, am impresia că era pe ultimul loc. Ca ingredient, asta înseamnă că are foarte, foarte puțin parfum și ca să vă dați seama ce parfum are, este asemănătoare cu laptele lor de corp de la Lipicar, dacă nu mă înșel, cred că așa îi spune. O să revin eu poate vreodată și cu impresii despre laptele la de corp. Dacă nu știați despre ea, vara asta o să vă ajute. Și ceva ce căutam de mai mult timp, cei drept nu am testat foarte multe, tocmai pentru că cumva nu mi se părea că se pupă, și anume crema de protecție solară și puțină nuanțare. Practic asta este o cremă solară de la Aven, tinted. Tinted cum ar veni, că are puțin pigment. Și wow! Nu mai folosesc fond de ten, am folosit fond de ten acum că am filmat, dar de zi cu zi se așează incredibil, nu o vezi, nu lasă dâre, nu lasă urme, fața este foarte hidratată și așa îți dă și o strălucire, iar dacă vreți să o setați. Bun, și ideea este că poți să folosești și blush peste ea și totul rămâne la locul lui. Și ce mai fac, o setez cu pudră. Și vreau să vă recomand o pudră
în continuarea acestei creme cu SPF 50 de la Aven, mai am ceva pentru protecție solară, dar vreau să o leg, că așa a venit discuția, vreau să o leg de pudra asta de la Chanel, pudră Universal Libre, Natural Finish Loose Powder. Este o pudră, după cum îi spune numele, liber, adică pulbere. Eu mi-am luat nuanța 30 și am impresia că este nuanța perfectă pentru mine. Sincer, am impresia că este niște pudră de talc nuanțată. Nu simt dacă are neapărat un parfum, un miros. Este pur și simplu pudră și are o cantitate industrială. De asta, dacă vi se pare poate că este Chanel, să știți că prețul este foarte, foarte bun pentru un produs Chanel și are o cantitate extraordinară. 30 de grame pentru o pudră. Ia uitați voi, eu n-am vreo palmă mare și uitați cât loc apucă, că o să o folosesc mult, mult, mult timp de aici încolo și este perfectă pentru vară. Vă spuneam că o folosesc peste crema asta colorată de la Aven și efectiv nu se vede. Matifiază și nu se vede pe față. Îmi place foarte mult, plus că este și experiența asta din capul nostru al fetelor, că este un produs deosebit, să spunem, dar eu vă recomand și dacă n-ați încercat-o, încercați-o în vara asta, că e foarte, foarte ușoară. Este foarte aerată, este invizibilă. Și haideți să nu ies din zona asta. Vreau să vă arăt repede și un produs SPF pentru buze. SPF 30, Laborator de Biarritz. Bun. N-am auzit în viața mea de firma asta, este prima dată când aud, nu o să mă dau aici cunoscătoare, pentru că nu sunt, dar ia uitați voi, asta este. Și este un, ca un fel de gloss este, cu argilă roșie și prima dată când reușești să-l scoți de aici și te uiți și vezi că iese așa un lichid făcut risipă, dar asta este. Este un lichid care este colorat, eu sper că vedeți voi, că se vede pe cameră. Și te sperii așa un pic, să încerc să-l bag înapoi. Ok. Bun, deci nu mai merge să-l pun înapoi, dar o să-l las aici și îl curăț eu mai încolo. Prima dată te sperii, că ai impresia că este un fond de ten, dar odată ce îl pui pe buze și eu îl pun pe buze și apoi îl tapotez așa ușor cu degetul și efectiv este un, ca un gloss mai gros, hidratant și care chiar se vede după cum formează pelicula pe buze că protejează, nu are un gust urât, nici un miros foarte deranjant. Eu am mai folosit balsamuri din astea cu SPF și nu sunt chiar cele mai drăguțe chestii de folosit, dar ăsta îmi place, ăsta chiar îmi place și nu doar că îmi place că știu că are SPF și eu umblu foarte mult pe afară, foarte mult, umblu în fiecare zi, ies în fiecare zi și v-am spus, a fost foarte soare aici și trebuie să ne protejăm și buzele, dar pe lângă faptul că face acest lucru, sincer, mi se pare că este și o bază bună pentru ruj. Că eu mă dau și cu ruj când ies afară, vine ceva nude, ceva simplu, dar mă dau tocmai pentru a proteja buzele de soare, pentru a nu fi direct atacată de soare, pentru a nu fi foarte, foarte uscate. Și că vorbim de buze uscate și pentru că mi s-a făcut sete, vreau să vă prezint noua mea descoperire care mi-a făcut ieșirile de afară pe timp de căldură foarte ușoare și plăcute. Și asta este o sticlă din inox, nimic deosebit, am luat-o de la Action. Nimic deosebit, însă ceea ce este deosebit este această gentuță pe care eu am luat-o de la Decathlon. Și căutam eu ceva de genul de foarte mult timp.
O gentuță super ușurică, pentru că este foarte, foarte incredibil de ușoară și fluffy așa, astfel încât atunci când mergi și se lovește de tine, nu simți că ai ceva care te îngheoldește tot timpul, că am mai avut eu tot felul de gentuțe, dar nu erau practice. Asta este perfectă, pentru că acum că a venit căldura și pentru că am început să și alerg, chiar am nevoie să mă hidratez și dacă nu mă hidratez, mi se face rău și nici nu pot până la urmă să-mi fac activitatea fizică, că dacă tu ești pe zero, nu mai ai benzină, cum poți să calci pe pedala? Ceva de genul se întâmplă și cu mine. Dacă vă plimbați pe la munte, dacă vă plimbați prin parc, dacă alergați, se pretează și la alergat, este foarte bună și pentru alergat. Vă recomand treaba asta de la Decathlon, este marca lor. Și să știți că pare, pe cameră mi se pare că pare destul de mărăcică, dar nu este. Și bine, eu am treaba asta, dar voi puteți să vă luați o sticlă de apă simplă sau mie place asta pentru că este ușurică. E din inox, nu are pereții dubli, nu e un termos sau ceva de foarte bună calitate, în sensul că foarte robustă, dar asta este și ideea, să nu fie plastic odată și a doua oară să nu fie foarte grea. În combinația asta, cum le-am găsit eu cu gentuța asta, să știți că altfel ies afară, pentru că mi era urât să știu că trebuie să car apă după mine sau mă opream din ceea ce făceam ca să vin acasă să beau apă sau nu aveam spor, nu aveam randament. Hidratarea este extrem de importantă și asta parcă mi-o spun mie acum. Trebuie să ne hidratăm, să nu uităm să ne hidratăm, să nu ne jucăm cu hidratarea, pentru că de acolo pot apărea tot felul de dezechilibre, tot felul de probleme. Și da, Andra, nu uita să te hidratezi. Mi-am lăsat aici reminder, pentru că vorba aia, cu siguranță, dacă nu se uită cineva, eu o să mă uit și măcar mie să-mi fie folositor acest videoclip. Glumesc, evident. Știu că vă veți uita foarte, foarte mulți dintre voi. Și pentru că suntem afară și suntem protejați cu SPF și suntem și hidratați, haideți să ne protejăm și contra transpirației și aici am pentru voi două recomandări. Prima recomandare este teoretică, pentru că nu am efectiv ce să vă arăt, și anume, dacă sunteți deranjați de faptul că transpirați foarte mult, la subrați, palme, tălpi, știți voi, cine știe, știe. Eu am treaba cu subrațul, multă lume o are. O variantă foarte directă, foarte eficientă, sunt injecțiile cu botox, cu toxină botulinică la axilă. Mâine urmează să merg să-mi fac tratamentul pentru anul acesta. De-abia aștept, pentru că de când a venit căldura se simte și dacă pot să rezolv problema asta într-un mod rapid, eficient și sigur, de ce nu? Să spunem că partea mai puțin bună a acestui tratament cu botox este că costă. Costă mai mult decât un deodorant, de exemplu, dar este mult mai eficient și pentru cine are probleme și pentru cine acest aspect îi face viața un coșmar și poate că dacă nu aveți probleme, mi se pare că exagerez, dar vorbesc cu cei care au nevoie. Dacă aveți nevoie de așa ceva, eu zic că merită să investiți o dată pe an. Efectul, în funcție de cât solicitați și voi glandele sudoripare, poate să dureze de la minim 3 luni până la 6, până oricum efectul dispare așa în timp. Nu după 3 luni transpirați cum transpirați înainte. În fine, documentați-vă și voi pentru voi. Eu sunt aici doar ca să vă spun ce folosesc eu și să vă trec așa prin față niște variante. Chiar și cu botox, dacă vreți și un pic de refresh, vreau să vă recomand acest deodorant natural de la Schmidt's. Eu l-am văzut pe ăsta pe YouTube și pe Instagram și pe unde vreți voi și pe unde nu vreți de ani de zile. Nu știu de ce, dar nu am crezut în el, dar este foarte bun. Are și o textură ușor exfoliantă. El se topește încet, încet așa când îl pui la sub braț
Și partea cea mai bună, pe lângă faptul că este un deodorant super decent, super natural, este că miroase a trandafir și vanilie, spune ei. Dar nu simt nicio vanilie. Miroase a trandafir, nu e de dulceață. Ăsta transpir, nu transpir, te dai de dracu cu el. Nu pătează hainele, cel puțin eu nu am observat să păteze. Îmi place. E un pic așa fără micios, că tot timpul lasă urme pe margine, dar atunci când îl pui în mână se topește în piele și este și ușor exfoliant, lucru care cred că este bun pentru axilă. Nota 10, sunt mai multe variante, eu l-am luat pe ăsta acum, scrie și pe el, fără aluminiu, fără propilen glicol, fără fragrance, fără parfumuri artificiale. Bun, îmi super place, dacă nu știați, vă recomand și bineînțeles că vă las și link în descriere. Câteodată unele din linkuri sunt linkuri afiliate. Asta însemnând că dacă voi cumpărați de pe linkul ăla, eu primesc acolo un procent total neglijabil, însă eu am tot pus și la un moment dat am primit mail, chiar mai multe mail-uri, că am primit un comision de 2 euro, 2 euro și ceva și sincer mi-a venit să plâng, nu pentru 2 euro evident, ci pentru că ați avut atâta încredere în mine încât ați încercat produsele pe care eu vi le-am recomandat. Dacă ați cumpărat cu linkul meu, vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați avut încredere în recomandările mele și sper că v-au folosit, sper că v-au plăcut produsele. De aici probabil că vor fi și multe care nu sunt la magazinele afiliate, pentru că sincer sunt afiliată la câteva magazine, nu m-am afiliat chiar la toate, nu am avut încă timpul să fac lucrul acesta, dar bun, am lămurit și problema asta, ca să știți. Următorul produs, acum că am făcut și spor și poate vrem să ne spălăm părul, este această mască de la Vela, Color Brilliance Invigo with Lime Caviar. Mă rog, detalii. Ce vreau să vă spun este că este minunată, extraordinară și că eu am folosit multe luni de-a rândul masca de la Vichy Dercos, o recomand în continuare, foarte bună, dar am simțit nevoia de o schimbare, să mai încerc și altceva genială. În trecut eu am avut toată gama și șamponul, și dar nu mai țineam minte, uitasem total despre ea. Ei spun aici că este pentru părul fin și normal. Poate părul fin care este foarte, foarte colorat, zic eu, adică foarte deshidratat, pentru că efectiv face părul mătase și eu am și părul și vopsit și aspru și cum vreți voi. Excelentă, nu folosesc balsam, poate că toată folosesc balsam divin și atunci, într-adevăr, că lucrurile sunt și mai moi, și mai pufoase și aici mă refer la păr. Încercați-o. Încercați. Eu zic că este bună pentru toate tipurile de păr. Poate dacă aveți firul natural și fin, nu știu. E așa o recomandă. E posibil să aibă dreptate. Dar eu zic la cât de moale îmi face mie părul, nu știu ce face cu un păr fin. Doar zic și na, vă spun părerea mea. Și pentru că suntem în zona părului, cine vrea bucle care să nu se lase de la umiditate, care să nu se lase de la transpirație și așa mai departe. Eu și anume vreau să, și pentru acest lucru vreau să vă recomand spray-ul Fix Design de la Tech The Art, L'Oréal Professionnel Paris. Ia uitați-l. Ăsta este. Și el e practic un fixativ, dar este un fixativ. Să mă dau, haideți că mă dau, că n-am cum. Vedeți voi? În primul rând are o distribuție foarte, dar mi se pare că scrie și pe el, Directional Fixing Spray. Deci jetul este foarte bine direcționat. Nu este ca fixativul normal de dai, de fuge și pisica și se umple toată camera de fixativ și bineînțeles că ceva fixativ atrează și pe părul tău. Nu, ăsta, majoritatea produsului ajunge pe păr, ceea ce întotdeauna este dezirabil. Dar
poate fi folosit și eu așa îl folosesc și practic aici este trucul meu pentru care eu îl împărtășesc acum, îl folosesc înainte să-mi buclez părul. Pentru că mă dau câteva pufuri, cum ați văzut voi adineauri, trec peria prin păr, perii părul foarte bine și produsul se întinde și mai bine și apoi se creează ca o bază de alunecare foarte bună pentru placă. Se duce placa, nu se mai oprește deloc, pentru că câteodată, în funcție de cât de bine pregătite părul, nu știu dacă ați întâmpinat problema asta, câteodată masca se potignește în timp ce rulezi placa pentru a-ți face bucle, de exemplu, și cu acest produs nu mai este cazul. Ce-i drept, este și un produs care este special... special creat pentru masca lor cu aburi. Eu am o mască cu aburi, am și un videoclip, îl căutați voi aici pe canal. Este o mască cu aburi de la Babyliss sau Babyliss. Dar ideea este cam aceeași și cred că de aia se și împacă foarte bine cu placa mea cu aburi, pentru că este specială pentru astfel de coafarea părului. Țineți minte, foarte bun. L-am folosit și după ce mi-am făcut bucle, dar e mult mai eficient, așa cum am explicat eu înainte. Chiar face o treabă foarte bună și poți să ții buclele vreo 2-3 zile. Lucru care, în mod normal, dacă trăiești într-o zonă umidă sau dacă transpiri foarte mult, nu poți să faci lucrul acesta. Și vă vine să credeți sau nu, am ajuns la final. Și la final vreau să vă arăt această mască. Terra Pearl. Este o mască care se pune la frigider vreo 2 ore și pe urmă o puneți așa frumos, o puneți așa frumos, vedeți? Atât de frumos să o puneți. Și vă desumflă ochii, vă răcorește, pentru că acum vine vara și o să fim toți tumefiați de căldură. Și asta ajută foarte bine. Ce-i drept, poate fi pusă și în cuptorul cu microunde și poate fi folosită caldă, dacă aveți migrene, de exemplu. Pentru mine căldura, când mă doare capul, are mai mult efect decât răceala. Dar în funcție de la ce reacționați voi mai bine, puteți să o folosiți caldă sau rece și vă recomand să căutați tehnologia asta Terra Pearl, pentru că perlele astea sunt într-un fel concepute încât chiar se emulează foarte bine pe ochi și sunt și safe și pot fi și încălzite. Deci nu aș încerca cu orice tip de gel din ăsta așa să fac treaba asta. Asta e un fel de chestie controlată pe care eu am primit-o de la soțul meu. El dă una din asta fiecare paciente care face blefaroplastie, e nevoie de așa ceva și bineînțeles că a trebuit să ajungă una și la mine și chiar este foarte bună, am folosit-o chiar și acum dimineață, că m-am trezit super dimineață să filmez și vă dați seama cum m-am trezit eu și uitați acum, doar mi-am pus masca asta și tot rugi păr de la masca asta este. Deci nu aveți cum să nu o încercați și voi. Dacă există în România, vă pun link. Dacă nu, cred că să vă pun un link totuși de pe undeva, de pe Amazon sau că poate nu toată lumea care mă privește este din România. Majoritatea copleșitoare, covârșitoare este din România, ceea ce mă bucur foarte mult. Dar mai sunt și persoane care trăiesc în alte țări, de origine română, evident. Am terminat! Și ce înseamnă să faci pauză, că nu mai știi unde să te uiți, nu mai știi ce să vorbești, nu mai știi cum să stai, nu mai știi ce cadru să spui, nu mai știi cum să-ți faci părul. Am lipsit o lună de pe canal, nu o să, pentru că am primit mesaje de la voi. Când o să renunț la YouTube, primul lucru pe care o să-l fac este să vin aici să vă mulțumesc că ați fost alături de mine și să vă explic cât se poate, cât voi putea, de ce am decis să fac acest lucru. Că mai lipsesc eu, nu vă faceți probleme. Dacă nu anunț oficial că mă las de YouTube, înseamnă că nu mă las. Îmi pare rău dacă ați așteptat să public, dar am avut o perioadă foarte intensă și nu am avut
timp și nu am avut răbdare să filmez și să editez și toate lucrurile acestea, dar nu am uitat de YouTube. YouTube rămâne una din pasiunile mele cele mai mari și alea, comentariile alea care vin de la voi, câte sunt, nici nu știți câtă bucurie îmi face și cât de bine mă simt că mă urmăriți și că îmi răspundeți, ceea ce vă rog dacă vreți să o faceți și de data aceasta. De ce nu? Vă mulțumesc mult, mult, mult că v-ați uitat. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Acum vă las, vă pup și până data viitoare să fim fericiți. Pa, pa!